Mi-e dor să mă mânc la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă mânc la un ceai. Bună ziua, bună ziua Iași, bună ziua Moldova, vă spune Petru Fasil, suntem la ceaiul de la ora potrivită și dați-mi voie să vă, să vă spun cele bune, ne bucurăm dacă ne urmăriți la această oră. Suntem Prima TV Iași, suntem Tele Moldova Plus. Sunt onorat că la această oră, aici în studioul nostru, se află domnul general în rezervă Mircea Chelaru, domnul profesor universitar doctor. Domnia sa este implicat în atâtea proiecte, un om al spiritului și tocmai despre aceste stări de spirit vrem să vorbim astăzi. Bine ați venit, domnule general! Bine v-am găsit și mă bucur din suflet că iată-ne după mai bine de un an, stăm de vorbă împreună și apreciez sincer onestitatea a, în general a postului, dar în general emisiune, în particular emisiunea dumneavoastră, și de aceea am acceptat să vin cu mare bucurie, mai ales că astăzi, a doua zi de Rusalii, atunci când fiecare nu celebrează, trăiește împlinirea Sfintei Treimi, trebuie să vorbim de cei care au făcut împlinirea Sfintei Națiuni. Știu că vă ocupați și sunteți foarte adânc, să spunem, implicat și organizator la întâlniri de tipul acesta al spiritului românesc. Și în fiecare an sunteți prezent la Alba Iulia și fără dumneavoastră nu s-ar putea. Nu, să nu spunem că nu s-ar putea fără mine, s-ar putea oricum, pentru că această acțiune vine din însă și nevoia de gând românesc. Poate că, într-adevăr, omul accentuează activitatea, acțiunea în sine, omul sfințește locul dacă e la locul potrivit, după cum și tot omul tare îl spurcă dacă e la locul nepotrivit. Așadar, în calitate de vicepreședinte al Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni și a Congresului de Spiritualități Românești, anual se ține la Alba Iulia, în capitala unirilor neamului nostru, cu românii formatori de spirit și civilizația românească de pretutindeni în această lume. Nu, să nu confundăm cu acel congres organizat în jurul unor partide sau partidulețe, în care adună niște lideri de microcomunități, știți dumneavoastră, șeful găștii. Nu, noi sortăm și aducem la Alba Iulia în fiecare an pe cei care sunt fântână răzbătătoare până la izvorul pur al fibrei noastre naționale și care procesează spiritualitatea românească în spațiile lor de existență. Așa cum e maestru Lupan la 96 de ani la Paris, poetul româno-sârbo suedez, spun sârb că e născut în Banatul sârbesc, Miloș, unul dintre mari noștri poeți recunoscuți ca fiind unii dintre promotorii în alte culturi suedeze la ora actuală. Doamna Pogoreanu Stromberg, una dintre marile pictorițe și arhitecte ale lumii. Doamna Ioana Ungureanu, fondatoarea școlii de muzicologie timp de aproape 40 de ani de la Roma. Iată unde erau românii noștri care, ducând pacea spiritului și mai ales această forță generatoare de spiritualitate în diferite locuri ale lumii, ne reprezintă cu etichetă de aur. Și detest această formă a reetichetării buteliilor de orice fabricat undeva în Europa. Dezidentizarea, delocalizarea este un proces rafinat, subtil, de dezidentizare și de dispariție a proprietății responsabilității. Adică eu sunt de undeva din Europa. Fără să am răspunderea modelului meu de viață organizată, și nu e vorba numai pentru români, și pentru spanioli, și pentru suedezi, iată de ce poate o să ajungem mai către în final să încercăm să înțelegem fenomenul care ne obligă la ora actuală să facem ceea ce va fi subiectul discuției noastre,
ceea ce este necesar, nu ceea ce ne trece nouă prin cap. Că spuneau ieri unii dintre cei care au pierdut cu 1-0 în fața Albaniei, ei, atâta am putut. Bun, domnule, asta, nu te supăra. Nu te supăra. Nu. Dacă și strămoșii noștri spuneau atât am putut, eram cu totul altceva. Nici măcar gubernie sau poate pașalâc nu eram. Eram desfințați ca atare. Aducerea în discuție, a face ceea ce trebuie, sacrificând totul pentru ceea ce trebuie, ne mai lăsând nimic pentru tine. Asta înseamnă problematica, din păcate, acut resurecționată astăzi în timpul modern și mă refer la obligativitatea elementului și spiritului național. Unora le se face acru în gură când vorbesc despre național și naționalism, reducând totul la niște invective, la niște epitete și etichete dinainte stabilite, pentru că ce poate să spună unul fără de țară și fără origine sănătoasă națională? Că nu-i bună nici națiunea. Că patria este ceva trecător, e o noțiune cât se poate de fluidă și că asta a rămas doar prin capul așa zisilor frustrați a unor indivizi romantici, cu ghilimele de rigoare, nostalgici. Nimic mai prost, mai ordinar, și noi nu ne ferim a folosi cuvintele tăioase pentru a dezbuba acest discurs public care are în spate numai venin antiromânesc și antinațional. Și există și venin antipolonez și antifrancez și antisârbesc, adică a anti-identității. Iată de ce în jurul Congresului Spiritualității Românești s-a generat această mișcare numită mișcarea RISC. RISC, bineînțeles, dacă puneți anagramă și punct după fiecare literă majusculă, înseamnă rezistență identitară prin spirit și cultură. Foarte frumos. Dacă nu vom face rezistență identitară prin spirit și cultură, cu forța argumentului, cu teimeinicia cunoașterii profunde, cu acea gnoză specifică locului băștinaș, a autohtonismului curat, riscăm să dispărem ca apa vie în marea hazna cu zoaie. Și atunci, cred că vă dau răspunsul din off, din culise, de ce am făcut această acțiune extraordinară sub egida Ligii Culturale Române, a Academiilor de Științe din Republica Moldova, Academiei Române, a Institutului Cultural Român la Suceava, pulmea, nu în centru cultural din Suceava, ci într-un ateneu, așa îi spunem, un ateneu al culturii într-o comună alăturată, una Dumbrăveni, unde nebunia eminesciană a unui primar, Ioan Pavel, iată-ne deja la a șaptea ediție, ține flacăra aprinsă a memoriei, de regulă încuiată ca frumoasa Ileana Cosânzeană. O deschide anual cu o prezență extraordinară. Au fost 8 academicieni în de partea română. Am spus și domnul Eugen Simion. A fost domnul Eugen Simion, bineînțeles, a fost vicepreședintele Academiei Române. Dabija. A fost de dincolo de put Nicolae Dabija, din Cernăuția, academicianul Tărățeanu, a fost academicianul Doga. Domnilor, se uită probabil la noi parte dintre spectatori și o să întreb, măi, dar cine mai e și ăsta Doga? Eugeniu Doga. Asta este boala noastră. Nu prea știm să ne uităm la valorile noastre atât timp cât sunt în viață și aflăm despre ei din presa străină. Doga este, în opinia mea și nu numai a mea, eu nu sunt părerolog,
dar din perspectiva unor gesturi internaționale, nu dau doi bani pe unii dintre tagmații muzicologi. Doga este cel care a scris peste 71 de partituri, dacă vreți, bucăți muzicale, pentru tot atâtea filme de la Hollywood. Eugeniu Doga este cel care a scris toată muzica din filmul din filmul Shatra, pe de o parte, și filmul minunilor Lizucei. Ah, Lizuca, da. Și a Mirabelei. Închipuiți-vă cum ăsta a scris filma ăsta, cântece pentru sufletul copilului. A scris melodiile pentru extrema existențială, cum e în Shatra. Dar mai mult decât atâta, Eugeniu Doga are o operă balet care de 15 ani de zile se joacă cu casa închisă la Balșoi Teatră în Moscova. Știți cum se cheamă aceste? Se numește Luceafărul, după Eminescu. Foarte. N-a ajuns să fie jucată în România pe scena unui oricărui din marile noastre teatre, pentru că așa un ministru al culturii care se dădea mare pianist și șmecheraș liberal a spus: lasă-ne, domnule, cu chestiile astea cu cultură rusească. Vedeți ce înseamnă egolatria, mizerabila discordie a unor oameni care nu văd dincolo de mijeala propriei suficiențe nevoia, insațietatea, setea profundă a națiunii de a se recunoaște prin mari formatori de cultură și spiritualitate. Mai mult chiar, are un vals normal scris pentru un film de la Moscova, Dulcea și sălbatica mafiară, și acest vals, domnule Petre, la propunerea lui Reagan, a fost preluat de către UNESCO și introdus în patrimoniu imaterial universal al omenirii. Foarte. Valsul secolului 20. Eugeniu Doga. Batem pariu că 1% din cei care ne-au văzut sau care întrebați pe stradă, habar n-au, n-au știu ce oameni avem. Vedeți, dumneavoastră, când ne-am dus la Dumbrăveni să îl celebrăm pe Eminescu, de fapt am celebrat 150 de ani de la debutul său literar, de-al minte eu îi spun de la botezul său pe românește. El s-a născut Eminovici și Eminovici este un nume de origine veche românească, că sufixul ovici aparține acestei zone carpato-danubiano-pontice în care intră și partea balcanică. În morfologia lingvistică, cei care cunosc cu ce se ocupă straturile de limbi intermediare sau de paleolingvistică, cunosc exact acele morfeme care generează semnificația prin sufixe și prefixe. Ei bine, Eminovici, în anul 1866, apare în revista lui Vulcan, la Budapesta, Buda de atunci, și Vulcan îi schimbă numele din Eminovici în Eminescu. De atunci el semnează numai Eminescu și l-a însușit în totalitate și avem această zi recunoscută umanității, pentru că dacă Dumnezeu prin străfulgerare cosmică ne l-a dăruit ca și integrator de limbă și neam, iată că are inspirația divină Vulcan să mi-l treacă într-un Eminescu superb, iar el a produs, dacă vreți, neocivilizație românească în secolul XIX. Și ne-am dus să închinăm omagiul întregii spiritualități românești, fapt pentru care n-am făcut altceva decât să turnăm placă în bronz nemuritor, iar o parte din echipa noastră cu grupul de slujitori permanenți. Îmi place cum spuneți. Au trecut, slujitori permanenți. Da, au trecut dincolo de granița română-română și s-au dus la Cernăuți
la casa lui Aron Pumnu, la locul unde Eminescu a învățat și a pus și placă românească acolo. Regret că politicienii noștri, marea majoritate dintre ei, unii încearcă timid să iasă din front, dar li se retează repede toate protuberanțele de patriotism, n-au curajul să spună că așa cum Iorga, iată că am pe Iorga la mine, eu merg peste tot cu acest politic al lui Nicolae Iorga. Merg peste tot ca o mini-biblie de naționalist luminat și de, dacă vreți, de ingurgitare a puterii, precum voinicul obosit când corbul îi aduce picătura de apă vie. Mai deschidem, mai citim, ne mai întărim, plecăm mai departe ca să rezistăm tuturor contra măsurilor foarte severe și luate dacă ne întărim spiritual, rezistăm. Nu, resortul ultim al unei națiuni, spunea și spune în tratatul său de drept internațional, dar cu trimiteri la constituțiile societăților în cadrul dreptului internațional, Grigore Geamănu, resortul ultim al oricărei națiuni cotropite, îngenunchiate, este insurecția. Iar eu am tradus-o în felul următor. Însă învățăm pe cei care aud acest termen că nu este numai insurecția armată. Da, despre care am este o insurecție spirituală, o insurecție morală, o resurecție spirituală prin care să adunăm toate degetele astea, le vedeți? Așa, într-un singur mănunchi, pentru că nu poți să faci pumn cu degetele răsfirate. De aceea ne trebuie unitate. De aceea ne luptăm pentru unitatea națiunii, pentru refacerea spiritului de solidaritate internațiunii, pentru refacerea solidarității interioare umane, afecțiunea, bunătatea, omenia, domnule. Omenia, nu credeți cuvântul ăsta că am dispărut din vocabularul nostru? Din păcate, da. Cuvântul acesta, un om cum se cade, nu mai există. Omenia, bunătatea, acum este teledonarea, hai să sponsorizăm și pe ăla să-și pună o proteză, departe de sufletul care produce bătaia ritmică, dar în ritmul amprentei energetice a pământului prin inima noastră. Ne-am dus acolo pentru că, și rog să fiu crezut, am spus foarte simplu. Eminescu nu este un enunț, nu este doar un poet, cum îl văd unii care trăiesc o viață întreagă din el, vorbind despre el. Și a făcut o meserie a vorbi despre Eminescu, sub diferite forme. Și dacă vă spun că Eminescu, în toată existența sa, n-a câștigat un leu din opera sa literară, toată viața sa a muncit din greu, a fost sufleur, a fost inspector școlar, a fost director la Iași, la bibliotecă, nu? A fost director la Timpul, s-a zbătut la Românul, a muncit de a sări capace. Nu a câștigat un bănuț din ceea ce a scris el. De-abia după 1883 s-a publicat o carte de către Maiorescu și i-a dat o stipendie, dar de-a ieșise începând cu 28 iunie, iată se face acum câți ani, la 28 iunie se împlinesc un număr important de ani de când Eminescu în 1883 este scos din viața publică în cămașa de forță. Paranteză. Sub egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, a cărui președinte este Doru Dinu Glevan, în fiecare a doua lună la București, în interiorul sălii de conferințe la Institutul Cultural Român, producem seratele Eminescu Jurnalistul. Eminescu, om al cetății. Eminescu, constructor de adevăruri. Și cu acea ocazie am spus și am dus mai departe această, dacă vreți, concluzie obligatorie, Eminescu este
stare de conștiință. El trebuie să fie forma firească de a ne concepe viața. Și în loc să conștientizăm ceea ce în jurul nostru, iată că am forțat puțin limba română și am spus, dragă Petrică, e vremea ca românii să eminescentizeze existența lor prin formele sale superioare de gândire a întregului cosmos, a vieții omului între viață și moarte, așa cum a fost el, și a interpretării statului și societății din perspectiva teoriei organice. Adică primul ministru al Braziliei vine și spune: mulțumesc, domnule Eminescu, că prin modelul său preluat de Manoilescu, însușit de Brazilia, noi am ieșit și am depășit cele mai grele crize economice mondiale. Bun, și cum să nu te întorci la vatră acolo, să pui un genunchi, fie și spiritual, în pământ, să pleci capul nu a rușinare, ci a smerenie indusă pentru a recunoaște superioritatea. Boala românilor, toți sunt foarte deștepți și nu recunosc valoarea din interiorul lor. Dar cum se uită puțin așa și dă roată ochii peste cercul granițelor, tot ce vine din afară este sublim. Acest oportunism îngrozitor este o copie mimetică a celui ce este corcit. El care nu știe să fie el, știe că n-are nicio valoare, cel mai repede spune că mai bun decât el e cel de afară, iar tu care spui nu, știți cum se spune repede? Oh, anti-europeanule, antisemitule, xenofobule, ca și cum xenofobia ar fi ură față de străini, nu? Avem noi capacitatea să ne recuperăm identitatea, suveranitatea, apropo de popor, populație, se vorbește tot mai mult. Știu. De când de ce afirmați mai înainte? Se poate. Uitați foarte bine, așa cum chiar în fața lui Eugen Simion am spus, dacă națiunea asta s-a zugrăvit pe sine și o privim zugrăvită în altarele bisericilor noastre, și pe dinăuntru și pe din afară, dacă această națiune a rezistat tuturor vremurilor potrivnice, este pentru că au avut credință și și-au recompus de fiecare dată, prin mari bărbați care s-au ridicat, propria statură. Nu credeți că fanariotismul sau regimul fanariot, ca să folosim termenii moderni, a dispărut odată cu sacrificiul, cu tăierea în bucăți a lui Tudor Vladimirescu? A mai fost nevoie să repetăm de zeci și zeci de ori meșterul Manole ca și legendă? Nu, ca și legendă vie, ca și realitate. E nevoie de sacrificiu. Dar eu când am făcut treaba aceasta, să nu complică exemplificarea, m-am referit la mințile luminate care trebuie să propășească națiunea. Mințile luminate vin din interiorul elitelor active, a elitelor conștiente, a celor angajate ca oameni ai cetății. Și când am spus că biserica noastră a fost biserica rugătoare, menținând nădejdea în sufletul poporului, ea a fost concomitent și ce? Și biserică luptătoare. Această biserică luptătoare care n-a permis să se ridice moscheie pe teritoriul patriei mele, să se piardă limba, să se piardă obiceiul și tradiția și să se împrăștie neamul. A ținut de vatră, a ținut de, cum spunem noi, de țâța vacii și de coarnele boului, ca să sfințească pământul cu lapte și fier de plug încins în acest pământ, de unde se iasă sămânța dătătoare de viață. Asta a făcut biserica luptătoare. Oare de ce nu avem elita luptătoare? Asta e întrebarea. Ei, există potențial. Probabil că nu s-a ajuns la acea masă critică a durerii prin care oamenii aceștia se iasă să se exprime. Toată lumea comentează, recunoaște, și lumea asta mi-a sugerat acum ceva, da? Aoleu, suntem nici popor, nici populație, ne-am împrăștiat, am devenit așa pâlcuri de societăți de publicul, nu? Fiecare cu televiziunea lor, unul la peluză, altul este la piață, ne adunăm pentru interes oarecare, adică ce înseamnă? Fiecare cu spectacolul lui.
Nu mai avem aceeași aspirație. Ei, din punctul ăsta de vedere, cei care coagulează, cei care țese la gergheful unității naționale, trebuie să fie elitele de înaltă conștiință angajate. Dar asta înseamnă să-ți asumi riscul. Și când te uiți înapoi în modelul istoric, toți cei care și-au asumat acest risc în interiorul națiunii noastre au sfârșit tragic. Tragic au sfârșit. Lăsăm deoparte numai de la Avram Iancu, Horia, Doja, Mihai tăiat în bucăți, Cuza, că a fost nevoie să spună, dacă țării mai bine fără mine, atunci fie. Nu i-a fost mai bine. Nu, și ne putem baza numai pe noi înșine în condițiile globalizării, pentru că vorbeam, nu, de faptul că spunem da de la poarta care este. Ce înseamnă? Este. V-ați dat vreodată definiția între genul proxim și diferența specifică ce înseamnă globalizarea? Ca să globalizezi, trebuie să ai ce? Ce globalizezi? Substanța care acoperă globul? Aici este marea păcăleală. Globalizarea se referă la unificarea sistemelor integratoare ale infrastructurilor. Globalizarea este ținta transeconomicului, ținta a tot ceea ce înseamnă resursă globală, de la resursa umană, resursă financiară, resursă energetică, resursă fizică de viață. Asta înseamnă globalizarea, de la glob. Mondializarea înseamnă extinderea conștiinței asupra naturii și devenirii umanității. Nu poți să globalizezi doar apartamentele și părțile imobiliare dacă nu iei în calcul și substanța existențială, omul. Ori omul e organizat în comunități și în națiuni. Ori națiunile identitare păstrează suveranitatea asupra proprietății existențiale. Și atunci vine conceptul de global și spune, gata cu națiunile, nu e bine. Ce e național trebuie să dispară până și din denumire. Ați sesizat și treaba aceasta. Să evităm naționalizarea apărărilor. Globaliști înseamnă toți cei care sunt fără de țară. Bun, noi ne-am consacrat pentru, ne-am pus, să spun eu, pus oarecum în umbră pentru o utopie, apropo de Uniunea Europeană. Dacă, pun utopie, dacă iese Marea Britanie din ceea ce înseamnă Uniunea Europeană și dacă se dezintegrează, cine știe, Uniunea Europeană. Atunci ce am făcut? Dom'le, vorba cuiva, există întotdeauna viață după moarte, există și Europa după plecarea englezilor. Eu, ca om care am înțeles ce înseamnă la ora actuală ținta globalizării și am studiat modelele conceptului de global și universal, pentru că nu de acum a apărut. Imperiul Roman a spus că vrea să existe o întreagă Pax Romana pe toate pământurile văzute, nu numai cele ocupate. A încercat să facă Napoleon o Europa unică pe învățăturile abatelui Saint-Pierre. Hitler a vrut să ducă mai încolo. Genghis Khan a făcut-o de la Atlantic până dincolo, în Boemia și Moravia. Această problemă a unității de administrare și de impunere a unei ideologii, indiferent care ar fi ea, indiferent că este cea pan-creștină, pan-catolică, a vrut să o facă islamizarea și să ocupe tot pământul prin islam, că au apărut altele mai târzii, că au fost ideologiile comuniste și au vrut să facă revoluția planetară a lui Trotsky și Lenin. Ba din potriva a venit celălalt care este liberalismul lui unu și dăm voie ca fiecare să fie propriul stăpân în această lume. Vedeți dumneavoastră, în istoria ideologiilor și doctrinilor vedem această tentație care îl sfidează pe Dumnezeu. Dumnezeu are legea a treia a creației, se numește legea lui unu. A unicității, care corespunde vocale I. I este legea a treia unicității. Legea a patra este legea perfectului sau a perfecțiunii deistice, care este O. Când vei pune pe I lângă O, unicitatea și perfecțiunea, veți descoperi de ce voievozii noștri și alții din lume spunea I-O, eu unicul cel perfect. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu putem distruge unicitatea, că este a individului, că e a comunității. O comună vorbitoare de limbă română, dar pe pământul din Tulcea, de lângă Genucla,
Nu poate să fie confundată niciodată ca obiceiuri, model de viață sau reflexe de viețuire față de cea din Negrești Oaș. E altceva. Așa și națiunile. Dumnezeu a spus, am împânzit pământul cu popoare. Dacă putea să spună, sunteți o apă și un pământ, era în întregul său o singură entitate. Dar Dumnezeu le-a încurcat și limbile. Dacă e să facem trimite doar la Biblie. Nu pentru a nu le permite să comunice între ei. Nu, ci pentru a diferenția exact structura și natura creației lui Dumnezeu. Ce crimă și ce urâțenie ar fi să vedem toate câmpurile din toată lumea cu aceeași floare. Da. Ar fi nenorocire. Și atunci, pentru că m-ați întrebat, nu e nicio problemă. Eu sunt pentru unitatea Europei. Napoleon spunea că Europa este ca o sumă uriașă de mușuroaie. Fiecare cu lucrarea sa. Europa între marele bloc al civilizației pacifice acum, pentru că Statele Unite Americii cu toată suita sa se îndreaptă către ultimele și cele mai mari resursele planetei, care este Pacificul, și pe partea cealaltă o să vedeți că acoperă întreaga Oceanie împreună cu Japonia. De aici vine conflictul cu China. Noi vedem de unde suntem noi, că ar fi conflictul între America și China, dinspre Washington, peste Paris, Abu Dhabi, către China. Nu, nu, conflictul este pe partea aia altă. Direct între Washington și peste Pacific. Acolo este conflictul. Viziunea unui om și înțelegerea lui este deficitară tocmai pentru că el se raportează la reprezentarea spațiului geografic în care este. Există așa zisa contagiune sau sugestionare a hărții. De unde te afli și te uiți, de acolo îți imaginezi lumea. Probabil că lucrul acesta trebuie învățat la geografia primară, să învățăm pe copii să-și găsească locul din care se vadă rotundul întregului glob, așa cum este el, că de aici vine și rotundul înțelegerii. Iar globalizarea e necesară să globalizăm sistemul de informații protectoare ale planetei asupra marilor crime ecologice, a protejării întregii planete față de marile boli colective. Trebuie să producem schimbul de informații instantaneu, să globalizăm ce cunoașterea și schimbul de informații în domeniul explorării în alte tehnologii, adică în folos umanității. Globalizarea nu trebuie neapărat redusă la cartelarea financiară, la ocuparea spațiilor care sunt energetice și se plece toată valoarea adăugată într-un singur vacuum mondial și se producă această decalare uriașă, că atunci nu vor mai fi, dacă vom ști să facem așa ceva, aceste oribile războaie locale, mase mari de imigranți, îi spun ilegali, nu, disperați. Asta este migrația disperării. Și atunci, auleu, e criză mare în securitatea europeană. Vin migranții și migratorii. Măi, oameni buni, dar cine a dislocat pe oamenii din vetrelor? Cine a bătut din palmi la diferite primăveri arabe sau mai nou, diferite ierni pline de crivăți ale Siriei? Noi românii? Sau alții? M-ați întrebat și vă răspund. Toate au un rost al lor. Însă în cele din urmă, de aceea sunt aici, în cele din urmă, vor izbândi în lumea aceasta nebună de regat numai națiunile care vor ști să scoată viața din propriul pământ, vor învăța, dacă nu cumva ele au în natura existenței lor, cum să supraviețuiască prin bunătate. Bun, și cum putem să ne câștigăm umanitatea? Cum? Care ar fi solidaritatea? Dar le-am avut. Ele nu sunt pierdute. Bun. Sunt doar
asta, să ne repunem pe la locul trebuie, care trebuie. De aceea trebuie să repunem în drepturi educația familială, a bunului simț, nu ca paradox, a celui început, domnule Petrică, în care copilul trebuie să spună sărut mâna mamă, sărut mâna tată, bună ziua vecine, chiar dacă nu-l vede. Sigur. Cum e la țară, să salută păi fiecare cu fiecare. Nu numai la țară. Bun, dar de ce nu? Cum e bunul obicei al întregului neam românesc. A, că am preluat, cum v-am spus, printr-un cosmopolitism idiot, tot ceea ce s-a confundat din perspectiva libertății de exprimare, a libertății tale neîngrădite de reguli strâmbe. Dar nu trebuie să uităm că libertatea mea sfârșește acolo unde încalc libertatea celuilalt. Am libertatea să vorbesc orice, dar dacă mă apuc să te înjuri, să batjocoresc, aia nu mai e libertate. Este libertinaj și ticăloșie. Aceste lucruri care erau anormale într-o epocă de acum 50-100 de ani, erau anormalități groaznice, au devenit cotidianul obișnuințelor noastre. Și spunem că așa e normal. Când te duci undeva și ca om spui sărut mâna sau dai o bineție oarecare, se uită la tine lung și că ăsta iar mă înjură. De unde vine? Nu, iar mă înjură. Da. S-a întors pădos puțin ceva ca să nu fiu mai sarcastic. Am plecat de la Eminescu, mă întorc la Eminescu. Aș vrea să revenim la Eminescu, mai avem vreo 5-7 minute de dialog și aș vrea să vă exploatez am venit la el pentru că el a tratat problema regulei naturale a existenței comunității și statelor, dar mai ales a națiunilor. Acceptați un telefon, că noi suntem de obicei sunați. De... Vă rog, cum să nu? Bună ziua, sunteți în direct. Alo? Alo, bună ziua, domnule. Plăcere să trăiți, domnule general. Am onoare. Sunt un fost subaltern al dumneavoastră, salarea civil, Viorel Trihan, de la construcții. Să-mi trăiți, domnule Trihan, vă rog. Mult că vă văd undeva, mai văzut și pe alții, și pe la alții emisiuni. Vă pot o amintire deosebită de când v-am cunoscut la Iași. Când erați comandant la Corpul 10. Da. Până în anul 2003. Dacă nu vă aduceți aminti, cu voia dumneavoastră m-am ocupat de renovarea fațadei Corpului 10. Știu, domnule Trihan, când am transformat acea dărâmătură în Palatul Oștirii. Așa. Da, mă bucur încă o dată să vă spun că îmi face o plăcere deosebită să vă urmăresc pe la diverse emisiuni. Mulțumesc foarte mult. Dacă aveți o întrebare pe temă, dacă nu, o să ne continuăm noi discuția și vă mulțumesc încă o dată, să fiți sănătoși. Mulțumim frumos. Să fiți sănătoși. Da. Iată de ce am spus că trebuie să eminescentizăm, adică noi să fim conștienți că așa cum el și-a sacrificat toată existența sa apărând de neamul românilor, el a spus, sunt român și punctum. Și tot el a spus undeva într-un articol ca replică la ziarul Românul, care făcea apologia românismului, dar în fapt era o tribună foarte periculoasă de batjocorire a românității, el ia atitudine și răspunde. Cum e posibil ca cineva, e articolul din 1881, 29 iunie. Uite, să ne apropiem. Am spus 29 iunie, legat și de 28 iunie 83, în care, n-am terminat fraza, domnul Dinu Glăvan a reușit să treacă prin Parlament și să iasă ca lege ziua libertății de expresie a jurnalismului. Când lui Eminescu i s-a pus călușul în gură definitiv, noi reluăm ca această zi de tristă amintire care a îndoleat conștiințele naționale să devină o zi de luptă a libertății de expresie națională a jurnalismului românesc. E foarte important să știi, este prima dată anul acesta, acum se va face. Suntem în primele. Foarte. Nicăieri nu s-a spus, am spus-o astăzi, s-a anunțat la Dumbrăven și Suceava, iar aici, pe un post public, sunteți în premieră. Întorcându-ne la așa, acea idee, iată de ce gestul, atitudinea continuă, nu oscilantă, nu care cedează pentru bine personal, al Eminescului
De atunci trebuie să se regătească în fiecare fărâmă de Eminescu din noi. Căci El este noi și noi trebuie să fim El. Dacă nu vom învăța să rezistăm prin spirit și cultură și să fim severi cu cei care practică politică deschisă pe toate canalele media de antiromânism. Ni se neagă cu nerușinare evidențele existenței noastre ancestrale. Cei care se ocupă de civilizația și cultura dacică sunt niște dacopați. Cei care scot în evidență neregulile unor alogeni care au trecut pe aici ne fac xenofobi, ca și cum xenofobia nu ar fi frica de străini, ci ura față de străini. Ni se induce treaba asta. Fobia înseamnă frică de ceva. Fotofobie, claustrofobie, xenofobie. Eu n-am ură față de lumină. Bolnavul este doar fotofob. Așa și se dă răstălmăcire și se răscoace sub limba lor otrăvită anumiți termeni care sunt îndreptați împotriva noastră. Eu nu am nimic cu ei. Probabil că antiromânii pentru asta sunt făcuți, să-și facă datoria. Dar mă întreb eu, unde ne sunt românii? Unde sunt apărătorii noștri? Fac și eu precum poetul. Unde au fost românii când l-au tăiat pe Viteazul? Aici lipsește solidaritate. Este momentul să batem clopotele deșteptării din noi. Nu a deșteptării naționale. O națiune nu se deșteaptă având o conștiință suprapusă. Conștiința de sine a unei națiuni este suma integrată a reprezentării conștiinței de sine a fiecărui individ ca apartenentă la acea formă de valoare umană de neînlocuit. Cum de-am ajuns aici? Vă spun eu. Li s-a dat fiecăruia, după ce s-a produs implozia sistemului totalitar, sau dacă vreți, a sistemului hiperintegrat, către diversificare. Diversificarea, în loc să fie o formă de dezvoltare și de creație individuală pentru a fi pusă în comun, a dus la patologicul risipire și disensiune. Disensiune și risipire. În loc ca separarea puterilor într-un stat să producă actul de dreptate și de organizare a statului controlându-se pozitiv unele pe altele, separarea puterilor n-a făcut decât să producă o competiție, o suspiciune între puteri, toate la un loc, în această competiție și suspiciune odioasă, producând ce? Ce mai grav? Tocmai distrucția puterii națiunii. Din păcate, da. Asta e. Și atunci când nu există această simfonie armonică a celor care trebuie să guverneze destinele unei națiuni, omul în sine, el, cum spunea Eminescu, suntem tot mai singuri. Numai că singurătatea mea e doar a mea. Ei bine, noi suntem tot mai singuri și resimțim singurătatea a fiecăruia în parte ca fiind a tuturor. Din păcate, chiar și când sunt foarte mulți la un loc, românul printre tot singur se simte. Aici este cheia. Să învățăm să fim împreună și nu la un loc, să învățăm să ne sprijinim întotdeauna pe cel mai bun în sistemul regalusului, adică din regnum, regalus înseamnă cel mai bun dintre noi. Și foarte important, și asta este măsura, să ținem focul viu al conștiinței identității de la copilul minor, și aici trebuie să deducem educația familială ca lege, până la bărbatul ce intră în cetate, care intră cu ce? Cu conștiința, cu eminescența îndatoririlor sale ca om al cetății. Nu ca și consumator al produsului cetății, ci ca donator de energie, de viață. Asta este calea.
Da, a fost o discuție care mă onorează, care ține de spiritul românului și eu trebuie să vă rog să ne oprim aici, din păcate timpul nostru alocat acestei emisiuni, dar nu înainte de a vă lăsa o frază de final, apoi urmează, ne ducem în lumea medicală cu colega noastră Liliana Păsărin. Dați-mi voi atunci, în mai puțin de 30 de secunde, această frază să aparțină ctitorului de conștiință istorică a timpului istoric național, Nicolae Iorga, ce avea să spună în anul 1930, nu, în 1922, ce vă citesc eu acum. Este un citat de 5 rânduri, preluat din testamentul său politic, în scrierea lui Mihail Crișan, Radu, și vă citesc direct. Vă rog. Ură și exagerare de sine au îndrumat până acum pana celor mai mulți dintre scriitorii istoriei românilor și ce a rezultat de aici nu e greu de gândit. Numai păreri sucite, opuse adevărului, pe care neștiutorii și le-au însușit și răspândit cu o grabă uimitoare. Iată ce avem noi de reparat. Să răsucim acele teorii sucite, să le ducem în matca lor și asta facem și mă îngădui să vă ofer în direct această, dacă se poate la un prim plan, medalie. Poate un coleg de-a nostru, da. Bătută cu această ocazie a botezării în românește a lui Eminescu, vă ofer cu drag, este prima medalie oferită în afara conclavului de la Dumbrăveni. Este Eminescu și Vulcan, 1866. O ofer încă o dată pentru onestitate postului de televiziune și emisiunea dumneavoastră. Mulțumesc! Să-mi trăiți! Iar aici am să vă ofer ceea ce vedeți aici pe pieptul meu, simbolul mișcării culturii și civilizației dacice, ca civilizație ancestrală născută odată cu facerea lumii. Spun treaba aceasta pentru că în cartea 1, capitolul 2, facerea, cântul 10 la 16, Moise în cartea lui spune: și din rai ieșea un râu cu patru brațe. Primul era Fisonul, cel ce udă țara Havila, unde se găsește aur bun și bdeliu. Al doilea este Gihonul, care udă țara Cuș, al treilea Tibru și al patrulea Eufratul. În Biblia asta. Numele antic Fison este al Dunării. Iar Dunărea uda țara Havila. Ha este articolul hotărât în limba ebraică. Avila și au Havila în retroversiune este Valhalla sau Valahia de astăzi. Dați-mi voie ca de atunci, de la facerea lumii, acest simbol care se găsește în spiritualitatea reprezentativă, Sfilofer, este draconul luptelor de pe steagul dacilor și vi-l dau cu ocazia proiectării anului acesta a celui de-al 17-lea Congres de Cultură și Civilizație Traco-Dacogetică, 7, 8, 9 și 10 iulie la Buzău. Unde sperăm să purtați. Unde sperăm să fim parteneri media, domnule. Să-l purtați. Și fie ca decebal să aibă locul lui pe un soclu, nu? La Iași. E o poveste. E un subiect pe care merită să-l discutăm. Da, am propus de multă vreme, sper că Mihai Chirică, cum îl știu eu, să preia ideea. Acest bust uriaș de 270 de kilograme există. El aparține fundației Sfântul Apostol Andrei și a fost, prin scrisoare, solicitat a fi donat orașului Iași. O donație de peste 450 de milioane de lei, pe care vrem să o punem ca atare, Decebal ca atare, să fie pus acolo unde este locul, nu ascuns undeva în spatele unor, să spunem, pâlcuri de copaci dintr-o curte de biserică, în fața galeriei domnilor fondatori de Valahii, așa cum Decebal a fost sursa fondatoare a daciilor Nordului.
Deci Decebală și are locul acolo, lângă Domnitori, în fața, imediat în stânga, da, casei de cultură a Tineretului, și să-l pună pe un soclu. Municipalitatea are doar două lucruri de făcut. Să aprobe și să facă bustul. Restul dăm noi. Soclu. Deci soclu, pardon. Și restul dăm noi. Dăm e un eveniment pe care putem să-l deținu, poate în iulie, după congresul. Eu am vrut să fie Iașu primul. Fiind eșan, am vrut să fie Iașu primul. N-a vrut. Noi am făcut copia acestei sculpturi excepționale și am montat-o la 1 decembrie anul 2013 în Zlatna, din Munții Apuseni. Denumirea veche a Zlatnei este Ranistorum, înseamnă câmpul de tabără. Acolo unde Traian a primit din partea lui Maximus sau Maxileamus capul și mâna lui Decebal. Și acolo am pus bustul lui Decebal în Munții Apuseni, zicând: tu, rege al nostru, care ai poruncit atât de mult poporului tău, iată poporul tău de la Zlatna astăzi îți poruncește ție. Apără, mărite rege, aurul pământului tău. Și vreau să vă spun că de 2 ani de zile au început să fie fugăriți căutătorii de aur, cum nu vă vine a crede. Avem niște oameni în Țara Moților care știu într-adevăr unde este coada furcii și vârful gheoagei. Am înțeles. Mulțumesc, domnul general. Sunt trăiți, Doamne ajută. Să ne vedem cu bine, să discutăm acest subiect și să-l și finalizăm. Vă mulțumesc încă o dată. Și eu vă mulțumesc și sper să am această mare bucurie ca odată cu depunerea jurământului, cu preluarea noii administrații, să se conștientizeze că Iașu nu este numai un captor de viitori studenți. El trebuie să fie vatră pulsatorie, mare donatoare de spirit, cultură și civilizație românească, modernă, dar fără să se uite că timpul istoric se răzbună dacă nu știi să respecti din adâncuri. Da, o să-l provocăm la emisiunea noastră pe domnul primar Chirica și pe această temă și pe multe altele. Îi mulțumesc încă o dată domnului general Mircea Chelaru, domnul profesor universitar doctor. A fost o reală plăcere, cum spuneam, a fost un ceai. Dacă ar fi după noi, ar trebui să bem mai multe ceaiuri, dar o să o facem și cu următoarea vizită. De ce nu? Chiar la Buzău, când va fi evenimentul. De ce nu? Chiar la Asociația Jurnaliștilor și la acea sărbătoare importantă care se va întâmpla în folosul nostru al jurnaliștilor din România la București zilele săptămâna viitoare. Da, exact. Cele bune vă spune Petru Făsilă. După publicitate continuăm dialogul nostru. O seară frumoasă. Bună seara. Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai,